Salutări și crațișări! Sunt Frankenstein, fica lui Frankenstein. Ce mă face pe mine eu? Aș spune că stilul meu criminal. Oh, și probabil săgețile mele voltastice. De fiecare dată când sunt emoționată, am tendința să strălucesc. De când am fost un strigoi nou venit la școală, fiecare zi a fost o aventură monstruoasă. Slavă strigoimii! Am cele mai bune prietene care mă ajută mereu. S-au întâmplat atât de multe lucruri aici, dar nu mă crede pe cuvânt. Uită-te și tu! We are monsters, we are proud. We are monsters, sing it loud. Don't stop rocking your right to pride. We are monsters, we are monsters, we are proud. We are monsters, we are loud. We are rocking your right to pride. We are monsters, we are monsters. Vârcolac sau vampir? De ce nu amândouă? Amândouă sunt absolut ei bine, știi? Discutați despre băieți? De data asta nu. Noul film va apărea pe ecrane. Twihard. De fapt, Twihard 3, mai fierbinte, ultima scăpare. Pe primele două le-am văzut de vreo 1000 de ori. Tu de câte ori le-ai văzut? Eu n-am văzut vreun film. Glumești? Niciodată. Care-i problema? Am 16 zile. N-am avut încă ocazia. Fetelor, avem o misiune. Spre auditorium! Hei, la o parte! Avem o problemă urgentă! Primul film, reportajul, al doilea film, relocul pentru chei. E vital ca prima experiență cinematografică a lui Frankie să fie perfectă. Draculaura conectează proiectorul, Laguna sonorul mai tare. Eu mă ocup de boxe. Să nu uităm de popcorn. Sau de batistuțe. Poți să ajut? Nu trebuie să ridici un deget. Bucură-te doar de film. Hei, fetelor, știu câte ceva despre electricitate și se pare că sunteți pe cale să supraîncărcați. Cum vom mai vedea filmul? Da, nu mai puteam de nerăbdare să-l văd. Poftim. Contact. Cum e filmul? Grozav. Îți va plăcea la nebunie. Și cu asta... ia 1001 oară. Ne vedem la mine la 8. Prima ta petrecere în pijama. Probabil că ți ieși din minți. O distracție nevinovată. Până când jucăm adevăr sau sperietoare. Atunci aflăm ce fel de monstru ești cu adevărat. Petrecere în pijama, petrecere în pijama. Știu că e. Adevăr sau sperietoare? Află cele mai ascunse secrete ale prietenilor tăi. Nu, Clio moare de curiozitate să afle după ce băiat sunt nebunită. Ce o să mă fac? Ce facem pentru început? Am putea... Adevăr sau sperietoare? Da! Mă bag! Asta doar dacă nu vrei ca eu să aflu. Hei, știu! E timpul pentru transformări. E timpul pentru... Bătaie cu perne! Am tras destul de timp. E timpul pentru adevăr sau sperietoare? Frankie e prima. Ce alegi, adevăr sau sperietoare? Sperietoare? Te provoc să le trimiți un mesaj băieților. Petrecere la mine acasă, dați mai departe. Nu cred că e o idee prea bună. Bun, adevăr, ce băiat te înnebunește? O fac. Acum. Ești sigură? Ok, trimis. Nu cred, nu pot să cred că ai făcut-o. Părinții tăi vor înnebuni când toți băieții vor apărea la tine acasă. La mine acasă? Clio, e telefonul tău. Acesta e adevărul. Oh, nu! Prieteni, Strigolia crede că suntem aproape. În continuare, cred că nu ar trebui să fim aici. Nici măcar nu ești curioasă să vezi laboratorul vechi de liceu al tatălui tău? Se zice că e închis de când a terminat școala. Cu cheia asta, schelet, o să putem intra. Pom, pariu că e plin de mistere pe aici și cu pericole, așa că nu atingeți nimic. Ce rău, se poate întâmpla. Buhu! Tu ce cauți aici? Era singur și am zis că poate veni. Nici vorbă. Dar de ce? Pe bune? Nu știu cum, dar oriunde ești tu, apar probleme. Dați-mi o șansă, promit să nu pun mâna pe nimic. Hei, e bine, e în regulă. Hai, vârcoloacelor, facem o faptă bună. Oh, bine, dar nu uita, nu atinge... Nimic, știu, știu. Laboratorul lui Frankenstein!
Frankenstein! Locul ăsta e o legendă! Ah, ce-i acolo? Se întrebă el de departe, evident, fără să atingă nimic. Mereu am crezut că ciopărțile nu are creier, dar nu știam că e un fapt științific. Eu nu sunt de vine, scuze! Ce fel de creatură groaznică mi-a eliberat! Și dacă e periculoasă? Da, e periculoasă, drăguță. Vino aici, pisicuță. Pis, 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 pis. Hei, mă gândile. Ești bine? Pisicuța asta cred că mă iubește. Erai singură? Ha? Cine te iubește pe tine? Wow! O să fim cei mai buni prieteni. Vezi, v-am spus eu că a fost o idee bună să aducem cu noi. Au! Hei! Ce m-a mușcat? Nici nu mă gândesc să ies cu un tip care are mai mult de 4 ochi, iar ăsta cred că are 8. Oh, nu! Ora de economie! Am fugit! Oh, Doamne! Zombii sunt atât de lenți! Nu pot trece prin mulțimea asta! Hei, am o idee! În regulă, fetelor! Acestea sunt probele pentru majoretele groazei. Cele mai multe nu veți trece mai departe. În echipa mea nu este loc pentru rebuturi. Este inacceptabil. Ai dreptate, Clio, e excepțională. Tocmai ce ne dorim. Ne dorim? Cu ce scop? Frankie, tocmai ai fost primită printre majoretele groazei. Felicitări! Deci da, hai să ne vedem la mall. Am văzut niște pantofi monstruoși la reduceri. Oh! Sunteți în regulă, domnișoară? Oh, da, mulțumesc, domnule Unde. Voi, tinerii, vă jucați cu coșciugele astea digitale și nu sunteți atenți. Au, vă înțeleg. Mulțumesc, domnule. Alo? Alo? Poftim? Nu te aud! Se pare că legătura e proastă. Va trebui să te sun înapoi. E ceva cu telefonul. Supă cremă de triton, preferata mea. O, Doamne, nu știu cum s-a întâmplat. Îmi pare atât de rău. Ok, asta e ceva nou. Adăpostiți-vă! La naiba! Atenție! Îmi pare așa de rău! E cea mai proastă zi din viața mea! Mi-am inversat polaritatea! Ești cea mai tare, Golia! Noroc că prietenele mele mi-au asigurat spatele! Mă ajută cineva? Hei! Voi lipsi de la antrenamentul majoretelor groazei pentru că brațul tău a distrus o statuie. Pardon? Din câte îmi amintesc, n-a fost vina mea. Hei! Pleacă de lângă mine! Am fost prinsă! În biroul meu, acum... O statuie veche de 2000 de ani a fost distrusă. Ce s-a întâmplat? A fost un... Acesta este adevărul adevărat. Îți ordon să încetezi. Cine știe ce proprietăți valoroase ale liceului vei mai distruge? Oh, nu! Și așa, Frankie, de una singură a distrus statuia. Vreau să spun...
că faptele sunt prezentate atât de amestecat, doamnă directoare. Timp de 2000 de ani, acea statuie a ținut o prizonieră pe una dintre primele profesoare de la Liceul Monștrilor. Spargerea statuii a eliberat-o. Profesoara Irene Maiden a fost eliberată. Frankie, în numele tuturor elevilor, îți mulțumesc. Așteptați! Și eu am ajutat! Hei, Slow-Mo! Ai încercat noi globi oculari dulci de la automat? Sunt afectată? Da, ești! Oare cui să trimit această fotografie? Aș putea să o trimit tuturor? Nu! Sunt Hidasa! Arăt strigător la cer! Ce? Ai mâncat? Nimic ieșit din comun! Stai! Am încercat noi globi oculari! Sunt blestemați! Probabil că ai fost de ochiată! Ok, asta se poate rezolva! Mi-a atins fața! Kretsos, Goria! Vă mulțumesc că nu m-ați părăsit în aceste vremuri grele! E atât de scump! Poftim? Laguna crede că Gilly e un scump! Poftim? Coșul a dispărut! Hă? Cum? Spaima coșurilor! Mulțumesc! Mulțumesc, fetelor! Poftim? Nu! Nu! Ai încercat noi globi oculari? Poftim! Zombii pot merge și mai încet de atât? Sărmanii zombii au nevoie de propriul culoar pe coridor. O să candidez pentru postul de președinte al studenților. Atunci o să-i pot ajuta. Voi fi îndrumătorul tău de campanie. Mâncarea de aici pare a fi iarbă de iaci. Tu faci mai bună? Vei face ziua mea de naștere o sărbătoare a școlii? Wow, toată lumea vrea ceva de la mine. Eu vreau doar să pierzi. Această reclamă o să-ți ridice sondajele cu 50%. Eu sunt Frankenstein și vreau să fac Liceul Monștrilor mai bun. Da, și eu urăsc mâncarea de la bufet. Și da, știu cum se simt vârcolacii nopțile cu lună plină. Dar ceea ce mă supără cel mai tare este felul în care îi tratăm pe bieții zombi. Haideți să adunăm voturi! Eu urăsc vulcolacii. Zombii sunt guralivi. E timpul pentru o gură de aer proaspăt și asta-s eu. Și asta nu e tot. Voi mări spațiul de parcare. Eu concurez pentru că zombii au nevoie de cineva care să-i audă. Ține minte, stop usturoiului! Ziua lui Cleo! Ar trebui să ascultați pe cineva care a suferit din cauza nedreptății. Încetul! Mi se rupe sufletul! Alergie! Eu îl apăr pe Încetul. Dacă și voi o faceți, există doar un singur vot. Ce? Încetul? Le-am spus tuturor care m-ar fi votat să voteze cu Încetul până la urmă. El reprezintă zombii cel mai bine. Frankie, ai făcut ceea ce trebuia. Deci, în legătură cu sărbătoarea de ziua mea... Cum îl cheamă pe noul coleg? Călărețul, cu siguranță e un atlet născut. Din ce văd pe blogul lui, colegul trăiește destul de intens. Ah, Gheară și-ar da zgarda de pe el pentru un nou coleg pentru pista rollerilor cranieni. Oh, frate, locul acesta e mega incredibil! Bună, Liceul Monștrilor este exact locul unde poți fi tu însuți. Ce urmează să vedem mai întâi? Poate că n-ar trebui să-i arătăm chiar toate sporturile de pe aici. Dacă se rănește cumva... Călărețule, așteaptă! Orele de caligrafie? Captivant, nu? Avem o mulțime de activități cu voltaj ridicat planificate. Clubul de carte, clubul ațelor de colecție, clubul rocilor și pietricelelor. Asta faceți voi pentru distracție pe aici? Da!
Am auzit atâtea lucruri spectaculoase despre liceul monștrilor, dar niciunul nu e adevărat. Călărețule, așteaptă! L-ai văzut pe călăreț? Da. Și e posibil să-mi fi spus urlete cum că ar fi cea mai tare chestie pe care ar putea o face aici. Ce? Nu! Cum l-ai putut lăsa pe traseul de urlete? Pista rollerilor cranie nu e sigură. Hei, la fel am spus și despre tine când ai vrut să joci urlete. Poate el știe mai bine ca oricare dintre noi ce poate și ce nu poate. Vezi? Ești bine? Bine, a fost o nebunie completă! O să o mai fac odată! Știu și eu. Ai spus că liceul monștrilor e locul unde pot fi eu însumi, da? Păi eu nu sunt genul de om care să stea liniștit. Ăsta sunt eu! Promit că dacă o să am nevoie de ajutor, o să cer, bine? Da. Acum chiar am nevoie de ceva. Ați vrea să-mi dați voi foc la cauciucuri? Vreau să mai încerc odată treaba asta! Toată lumea e în atmosfera rebelionului monștrilor. Acesta va fi cel mai bun an de până acum. Toți prietenii mei au planuri mari pentru anul ce urmează. Mai avem câteva secunde până la miezul nopții. 8, 7, 6, nu sunt încă pregătită 5, pentru noul an. Wow, eu am făcut asta? Ah, Frankie! Ce s-a întâmplat? Nu atinge nimic până nu repar situația. Oh! Uite-te la ei toți, atât de încântați de anul ce vine. Aș vrea să fiu și eu așa. Gherina, de exemplu. Îmi voi lansa propria linie de îmbrăcăminte înspăimântătoare. Cuvântul anului pentru Cleo în 2013, dominare. Grijă mare. Desigur că vei vindeca cranielita. Hit, ce faci acolo? Ce? Cu siguranță nu construiesc o cazemată din zombii, sigur! Piu, piu! Opereta va compune o arie rock pentru operă. Venus va organiza noaptea curățeniei pe plaja Întunericului. Hoțica trece cu racheta deasupra liceului monștrilor. Vezi? Orice monstru cunosc deja are planuri pentru 2013. Toți cu excepția mea. Și nu e palpitant să nu știi tot timpul ce urmează? Posibil. Sunt atâtea surprize care te așteaptă în noul an. Da, ai dreptate. Hei, tu de când ești așa deștept? E un fel de secret de al meu, dar băiatul Hit are un creier destul de mare aici. Ia! Din regulă să nu știi ce urmează. Știi ce? Acum chiar sunt încântată de venirea noului an. 3, 2, 1, la mulți ani! Bună, Schelita! Și pentru tine e prima zi la liceul monștrilor? Eu sunt Felinia și văd că și tu ești îngrijorată. Mă voi acomoda? Or să mă placă? Vino, vom afla împreună! Bun venit la liceul monștrilor! Gherina! Laguna! Poftim orarul și locația dulapurilor voastre. Bună, eu sunt Frankie! Haide, să vă conducem! Suntem mii! Scuze, repetițiile sunt private. Știți, aici se fac multe sporturi. Sunt liber! Salut, prieteni! Ups! Scuze! A treia oră o ai cu domnul Putred. Iar eu nu dau 10! A, latră, dar nu mușcă. Și că veni vorba de mușcat, aici e resta mormântul. A, uite pe Jenny Fox și Schelita. Îmi pare bine de cunoștință. Și mie la fel, fetelor. Hei, iată, uite, se monstru nou, colegi noi. Abia aștept să vadă cu toții marea surpriză. Se referă la testul surpriză. Da, la geografie. Test? Ce test? Bună, Abby. La geografie? Da. Trigolia, nu-i zăpăci cu vorbit. Toată lumea pare de treabă, dar tot mi se pare că ascund ceva. Poate că nu ne plac, poate că nu ne potrivim aici. Voltaj, hai! Surpriză! Bun venit la liceul monștrilor! Suntem liceul monștrilor! Bun venit la liceul monștrilor! Totul este doar pentru noi?
Îmi amintesc cât de emoționată eram și eu prima dată, îngrijorată dacă voi fi acceptată. Ei bine, voi sunteți! Sunteți Liceul Monștrilor! Suntem Liceul Monștrilor! E serios! Foarte serios! Pregătirile pentru Marele Met sunt foarte importante pentru tot Liceul Monștrilor. Cu ajutorul nostru și al acestei amulete magice, vocile noastre vor fi amplificate până vom sparge încurajometrul. Bine, strigoițelor, să... Scuze de întârziere, Cleo, nu trebuie să țip la... De ce nu țip deloc? Una din amuletele lui Cleo. Bine, stați liniștite. Strâng eu o echipă de urgență până trece efectul. Voi sunteți cei mai buni și singurii care s-au prezentat. Deci, să vedem ce puteți. Ia uite. Bine, cu ceva muncă o să o rezolvăm. De înfricoșare. Nu putem să nu fim noi înșine. Deci n-ar trebui să încercăm să fim ceva ce nu suntem. Am o idee grozavă pentru număr nou. Atenție, elevi! Aplauze pentru noua voastră echipă de înfricoșare. Ascultați, echipă. Haideți să iartăm școlii tot ce avem mai bun. Începeți! Haide, Liceul Monștrilor, în picioare! Cu toții să răstim! Suntem Liceul Monștrilor! Încetule, frite! Până acum niciodată n-am mai explodat încurajometrul! Haideți să câștigăm meciul ăsta! Bravo ție!